În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fața lui strălucea ca soarele și hainele lui erau albe ca lumina. Iubiți credincioși, schimbarea la față este mai mult decât un praznic, este un îndemn la a ne uita în noi înșine până când să vedem unde este strălucirea lui Dumnezeu în noi, pentru că fiecare om are o față care strălucește ca soarele și are un veșmânt care este alb ca lumina. Unde este? Este. Depinde însă de unde l-am adăpostit, unde l-am ascuns, în spatele căror patim sau căror neputințe le-am așezat sau în ce labe de zestre le-am ascuns, crezând că va veni odată o vreme când le vom scoate și le vom arăta celorlalți. Pentru că și despre amânarea lucrului frumos vom vorbi astăzi. Dar iată, ca eveniment istoric, ce s-a întâmplat pe muntele Tabor. Spune Sfântul Evanghelist Matei, pentru una din zile a luat Mântuitorul cu el pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Parcă ne ducem aminte că i-a mai luat în câteva rânduri într-un cadru restrâns și intim, la rugăciunea din Ghetsimanii, atunci când a înviat pe fiica lui Iair, tot pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Pe Petru, în primul rând, cred că l-a luat pentru că era cel mai în vârstă dintre apostoli și avea drepturi de mai mare între frați. Nu un drept mai mare, ci dreptul celui întâi dintre frați. Nu era Petru mai mare pentru că pentru Mântuitorul toți erau egali, dar nu o egalizare de asta cam cum o vrea societatea. Dacă ocupăm anumite funcții, trebuie să fim egali și așa mai departe. Nu e așa. Nu. Egal suntem înaintea lui Dumnezeu, atâta vreme cât egalitatea o înțelegem așa cum o înțelegea Părintele Asenie. Tată, toată viața m-am numit. Acum vă imaginați când vă spune cineva care s-a apropiat de 98 de ani, toată viața m-am gândit, am zis, ei, tată, am și eu de gândit, dacă îmi dă Dumnezeu toată viața la multe lucruri. Ce, și acum mi-am dat seama, adică acum mi-am dat seama, după o viață de slujire, de ce este numit Sfântul Evanghelist Ioan ucenicul cel iubit? Ce, cum tată? Adică Hristos nu iubea pe toți la fel? Ce, da, numai că Ioan avea vasul mai mare. E, cam asta înseamnă egalitatea. Pe toți îi iubește Dumnezeu, dar după cum poate să încapă iubirea lui în ei. Într-unul poate să încapă mai mult, are vasul mai mare, într-unul poate să încapă mai puțin, pentru că și mai mult și mai puțin, tot egalitate se numește, exact cum cea de Părintele Asenie, de să o odihnească, dacă ai, tată, un pahar mai mare și un pahar mai mic și sunt amândouă pline, poți să zici despre ăla mic că e mai puțin plin decât ăla mare? Nu, sunt pline și atât. Asta este calitatea de egalitate între oameni. Să fie plin. Nu contează ce cantitate au, ci egalitatea este o calitate, nu este o cantitate. Pentru că ne mai întâlnim și cu altfel de lucruri de neînțeles. Vine cineva cu 5-6 bidoane de 5-6 litri fiecare, ca la Cana Galilei, 6 vase de apă, să ia aghiazmă mare. Păi zic, fratele, dintr-o picătură poți să faci un ocean, dacă ai credința asta. Dacă nu, apoi poate să vină oceanul peste tine și tu o să nu înțelegi că tsunami a pornit de la cutremur. Deci n-am făcut nimic. Ei, dar acum să venim la oile noastre. Și anume, cum facem noi să înțelegem, noi ca români, nu mă mai duc mai departe, cum este cu schimbarea asta la față? Că schimbarea la față nu este un eveniment așa din când în când, să ne aducem aminte de el, bă, e 6 august, hai să vedem, e jumătatea între vară și toamnă. Trebuie să scormânim puțin și în calendarul tradițional românesc. Se spune că probejania, cum îi zice termenul
slavon sau metamorfosis, cum îi zice termenul grecesc, înseamnă o transformare. Și anume, transformarea asta poporul român a găsit-o în a prezenta o constatare. Se constatase că începând de astăzi, berzele încep călătoria către țările mai calde. Acum, nu știu dacă încălzirea asta globală de mai dă vreun alt reper, dar așa observaseră strămoșii noștri că astăzi începeau berzele să se ducă spre zone mai calde. Asta înseamnă că își transformau starea lor de echilibru, comoditatea și tot ceea ce înconjurau culburile lor în gândul de ducă, pentru că pe aici venea iarna. E adevărat că acum nu mai vine iarna chiar în fiecare an, dar eu cred că a rămas întipărit în ele această probejanie, această plecare către zone mai calde. Dar un lucru și mai important legat de ziua de astăzi este faptul că până astăzi strămoșii noștri nu mâncau struguri, pentru că astăzi este ziua în care strugurii se binecuvintează spre a fi mâncați. De ce? Pentru că astăzi se consideră că lumina aceasta exterioară se întâlnește cu lumina interioară din bogul de strugure, care are potențialul de a ajunge în Sfântul Potir și a se preface în sângele Mântuitorului, să se întâlnească și să se facă străveziu, adică să treacă lumina prin el. Pentru că adevărata schimbare la față nu este neapărat să luminezi tu, ci să treacă prin tine lumina lui Dumnezeu care este în tine. Lumina lui Dumnezeu este mereu în noi, numai că noi nu-i dăm voie să treacă. Nu suntem străvezii, nu suntem pregătiți să lăsăm lumina să iasă din noi, pentru că schimbarea la față nu este o schimbare exterioară, adică să vă traduc cam cum ar deveni pe sticlă, adică pe televizor, să așează niște spoturi și îl scoate în evidență din 10 oameni care sunt așezați, pe la care a dat mai mult. Și numai pe el vine lumina. Păi da, dar vine o lumină exterioară, ori schimbarea la față nu asta înseamnă. Nu o să-l facă lumina aia nici mai bun, nici mai vrednic, o să-l facă poate mai ticălos, să creadă că e mai bun decât ceilalți. Ei, ce ne facem cu boaba noastră de strugure? Bobul nostru de strugure, să știți că este simbolul cel mai important al schimbării la față. Dar, așa cum vă spuneam puțin duminică, cum poți să-i mai explici unui copil care a fost bombardat cu tot felul de informații vis-a-vis de tot felul de tradiții străine? Eu o să spună, bine părinte, da, noi mâncăm la noaptea dintre ani câte 12 boabe de strugure, pe care sunt mai pricopsiți, zice, 12 albe și 12 roșii. Și atunci, cum să-mi explic eu că, de fapt, strugurii se mănâncă pe 6 august? Care 6 august? Care a trecut sau care urmează? Iar e o problemă. Dar schimbarea la față, prin înțelegerea pe care o avem în fața ochilor cu ciorchinele de strugure, este următoarea. Trece soarele prin el, dar nu soarele exterior îl face să se coacă, ci faptul că a atins în lăuntrul, în embrionul bogului de strugure din ciorchine, a atins potențialul ca acesta să ajungă la maturitate. Și pentru că am ajuns aici, vreau să vă spun că schimbarea la față are o legătură extraordinară cu un moment pe care îl prezintă Sfântul Evanghelist Matei, când Mântuitorul, trecând cu ucenicii pe lângă un smochin care era înfrunzit, s-a apropiat și spune că le era foame ucenicilor. Și când s-au apropiat de el, n-au găsit roade. Și atunci Mântuitorul s-a necăjit și a zis, blestemat ești și nu vei da roade niciodată, și în acel moment s-a uscat smochinul.
Dar au zis ucenicii, dar nu este vremea smochinelor. Asta ce înseamnă? A blestemat Dumnezeu degeaba un smochin așa degeaba chiar? Nu. Dacă noi avem un potențial în noi de a ajunge ceva, de a putea să facem ceva, nu trebuie să așteptăm vremea smochinelor ca să dăm roadă. Nu trebuie să mă fac eu mare ca să instaurez dreptatea. Nu trebuie să ajung eu pe nu știu ce funcție ca să schimb ceva. Acum este vremea smochinelor. Chiar dacă după calendar ne-am uitat și am vedea că nu s-au făcut una sau alta, trebuie să știm că schimbarea la față este un îndemn să folosim tot potențialul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să nu mai facem o anumită așteptare, să nu amânăm fericirea. Acum, chiar cu riscul de a mă repeta, v-am spus că atunci când începem o viață de familie, dacă nu suntem atenți, începem și amânările. Și spunem, da, este bine, dar am să mă bucur de plin când o să avem și un copilaș. Vine copilașul, da, hai să-l facem să meargă în picioare, hai să-l facem să vorbească, hai să-l facem să mănânce singur, hai să-l ducem la școală. Nu suntem fericiți niciodată, așteptăm să termine și școala. Păi dacă a terminat școala, poate găsește și o fată sau un băiat, după cum este cazul. Și după aia să-l așezăm la casa lui pe copilul nostru. După care să vedem și nepoții și începem și o luăm de la capăt. Să vedem și nepotul ăsta când merge în picioare, să vedem când vorbește, să-l vedem la școală. Și noi ce facem? Amânăm. Ce amânăm? Așteptăm vremea smochinelor. Asta e problema noastră. Întotdeauna credem că n-a venit vremea. Nu, vremea este astăzi. Dacă am ratat copilăria și nu am reușit să facem ceea ce credeam noi că putem să facem sau așteptăm să ne facem mari, vă spun că acum este vremea, inclusiv a copilăriei. Îmi aduc aminte eu personal, când eram mic, v-am mai spus acum câteva săptămâni, dar se leagă foarte frumos de înțelegerea temei sau ce vreau să vă spun eu astăzi. Mergeam prin Mamaia cu părinții și cu frații și era pe lângă fostul local Melodii, barul Melodii, era o casă. Și casa aceea am văzut eu că este locuită, dar nu locuită de turiști, locuită de cineva care stătea acolo mereu și mi-a spus, Doamne, când o să fiu o mare, poate avea șansa asta să stau și eu lângă plajă, să văd și eu căl nisip și amare, cea mare. Și mi-a dat Dumnezeu. Acum pot eu să fiu așa de cârcotaș până la capăt, că atunci când eram copil, nu dădeam seama ce reprezintă să stai lângă mare și ce bărăcie și ce vacarm și ce neputințe așteaptă. Nu. În numele copilului din mine, mi-am propus încet, încet să nu mai fiu supărat pe nimic, pentru că Dumnezeu atât de bun a fost cu mine, încât a respectat dorința unui copil care nici măcar nu visa, decât așa credea că dacă ar fi să pășesc în tărâmul tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, poate că voi fi aproape în calitatea celui care stătea în casa de lângă plajă. Și atunci, nu cumva vremea smochinelor, dacă o putem recalcula, era chiar atunci când copilul din mine vroia și el așa ceva? Și de ce să spun eu, lasă când o să fiu eu, lasă când... Păi atunci ce ar însemna acum să aștept? Lasă să las casa asta nepoților mei? Păi și bucuria copilului din mine nu mă trage de mânecă să spună, bă, dar mi-ai promis că o să te simți bine când o să ai pasta sau pai altă. Asta înseamnă să nu amâi vremea smochinelor. Să nu credem că dacă smochinul are frunze, este exonerat de datoria de a avea și smochine. Dacă noi avem tot ce ne trebuie, adică respirăm singuri, vedem singuri, ne mișcăm singuri, nimeni nu ne va ierta dacă nu
conștientizăm că este vremea smochinelor. Astăzi este vremea schimbării la față. Să devenim străvezii, pentru că lumina este în noi. Poate să lumineze lumina lui Dumnezeu prin noi, astfel încât să ajungem, cum a spus Mântuitorul, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre, să slăvească pe Dumnezeu cel din ceruri. Ei, asta înseamnă schimbare la față. Nu înseamnă așezarea unor spoturi de lumină, nu înseamnă să-ți îmbraci niște veșminte care s-a prins singuri. Acum sunt tot de nezdrăvenii, de nezdrăvenii care întrec chiar și imaginația unui om bolnav. Trebuie să înțelegem că schimbarea la față nu a fost făcută pe muntele Taborului așa numai pentru Mântuitorul, ca să auzim noi, acesta este Fiul meu cel iubit, ci a fost făcută pentru noi, să ne arate că noi suntem acel smochin care trebuie să fie roditor în orice anotimp și tot timpul, și la tinerețe și la bătrânețe. De aceea, schimbarea la față, astăzi, după muntele Taborului, ne învață că și noi avem lumina înăuntru, nu afară. Credința este în noi și dacă avem credința în noi, nu trebuie să așteptăm ca această credință să rodească. Adică, știi ce, mă nene, nu te supăra pe mine, stai așa, mai post, stai. Peste o săptămână o să fie Sfântă Mărie și atunci o să pot să vă îmbrățișez altfel. Nu, acum e post. Nu e post, fraților. Postul adevărat este în noi și trebuie să ne înțelegem că postul este lumina din noi. Haideți să facem curat puțin. Când a zis Mântuitorul despre post, tu când postești, unge capul tău și fața ta o spală. Asta înseamnă, ai grijă ca în timpul postului să mă lași să-ți luminezi fața, să cureți tot ceea ce este exterior, astfel încât lumina mea să iasă, să o vadă toți ceilalți. Tot fiind în post, v-am tot spus mereu, dar nu voi înceta niciodată să vă spun despre atitudinea aceea de post. Vine omul acasă și vrea și să îmbrățișeze pe doamna care n-a fost îmbrățișată de prea multe ori și să întâlnește cu o privire tăioasă. Ești nebun, suntem în post. Bă, tată, dar nu mai am voie să fiu bun, nu mai am voie să fiu tandru. Chiar așa credeți despre post? Nu vă dați seama că diavolul folosește inclusiv această perioadă să vă despartă? Treziți-vă, fraților. Postul este mult mai mult decât chiar bănuiți. Postul este cea mai frumoasă dezlegare pe care omul poate să o perceapă. Este lumina din interior care trebuie să fie lăsată la o parte. Așa cum am spus, să înlocuim măcar în timpul postului, că după aia începem să învățăm să înlocuim și în timpul dintre posturi, să înlocuim cuvintele cu fapte. După ce am băut cafeluța frumos așa pe balcon, în loc să așezăm 20.000 de citate din Temir Cine, tot ceea ce s-a scris pe acolo sau pe acolo, n-a verificat nimeni ce s-a scris, chiar postase cineva așa frumos și scria așa un citat interesant. Să nu crezi niciodată ceea ce citești, și semna Mihai Eminescu. Puteți să duceți mai departe niște vorbe despre care nici măcar nu știți că au niște autori sau că i-au inspirat pe alții. Și după ce ai servit cafeluța, încep cu Bernard Shaw, cu Mark Twain, pai, toate declarațiile. Nu. Hai să ne oprim, să luăm ambele ceșcuțe de cafea, să le clătim, să le ștergem, să le așezăm la loc. Cred că este declarație de dragoste perfectă. Nu mai are nevoie de comentarii nici din Bernard Shaw, nici din Mark Twain, din nimic. De ce? Pentru că ele pornesc din adevărata dragoste, care de cele mai multe ori nu trebuie să fie neapărat mărturisită, pentru că se demonetizează. Și atunci, nu asta este lumina lui Hristos? Hristos
nu a stat cu lumina taborică pe el 33 de ani și jumătate. O singură dată, pe muntele Tabor, apoi la înviere. Dar cine poate să vadă asta? Poate să vadă cel care și-a spălat ochii să fie în stare să vadă lumina lui Hristos întâi în el și apoi în celălalt. În momentul în care ne-am șters retina de amintiri grozave, de dorințe de răzbunare, de dorințe de instaurare a așa-numitei dreptăți pe care o vedem numai noi și fratele nostru nu o vede, în momentul în care am spălat toate lucrurile acestea, putem să vedem lumina lui Hristos din noi și cu ea putem să luminăm și pe celălalt. De aceea astăzi, într-o zi atât de frumoasă, dintre vară și toamnă, să fie o zi în care să înțelegem și noi că vremea smochinilor nu este la coacere, ci este de când a ieșit primul lăstar de smochin din pământ. Să nu așteptăm să îmbătrânim, să nu așteptăm să ne ramolim, să nu așteptăm să nu mai putem, să nu așteptăm să nu mai fim independenți, ca atunci să ne întoarcem către noi și să vedem ce potențial am avut și nu l-am folosit. Să ne ajute Dumnezeu ca îndemnul pe care astăzi Evanghelia ne-l arată și constatarea că fața lui lumina ca soarele și veșmintele erau albe ca zăpada, să fie pentru noi o oglindă, că de fapt asta este. Hristos trăiește în noi și aceeași lumină după Tabor ne așteaptă și pe noi, este în noi și noi măcar astăzi să facem puțin curat, să se vadă, pentru că este un foc aprins pe care din păcate îl ținem sub obroc. Să ne ajute Dumnezeu să dăm acest obroc la o parte.